Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, un haos, vin știri din toate părțile, adică este proporții nebănuite. Citeam zilele trecute despre un pasager pe undeva, nu mai știu ce linie aeriană, undeva în Occident. Și-a luat, săracul și-a luat doar bagaj de mână, special ca să nu îl piardă compania aeriană. Cea mai bună soluție acum. Bagaj. A zis, eu îmi iau doar bagaj de mână, da. Nu știu ce, și-a comprimat. Și când a ajuns la aeroport, i-au zis că trebuie la obligație de a bagajul la cală. Știi că se mai întâmplă. Zis, nu mai e loc în cabină. Da. Și ca atare pac a dat asta la cală. Asta e cea mai nasoală, da, pe care o poți păți. Și s-a pierdut bagajul. A, bravo. Săracul de el și-a pierdut bagajul. Și într-o altă scenă, bă, totalmente bizar, adică se întâmplă niște lucruri foarte ciudate. Un alt pasager și-a cumpărat un bilet de avion doar ca să poată să intre în depozitul de bagaje de pe aeroportul din Dublin. Acolo s-a apucat să-și caute gențile care lipseau după o săptămână. Deci, a, ce tare! Da, omul a cumpărat un bilet, stai. Un bilet, zice, am intrat pe site și am luat cel mai ieftin bilet pe care l-am putut cumpăra. Din Dublin până la Glasgow, 18 euro. A scăpat ieftin. Da. Și a luat numai ca să intre. Și ce făcuse? El plecase în vacanță în Australia, din Irlanda. Și, nu poți să faci distanța asta, să ai pretenția să nu-ți piardă bagajul. A ajuns fără valize și cum se face? A sunat, că se mai întâmpla, acum văd că este aparent regulă. A sunat, nu știu, compania n-a reușit să-i găsească bagajele timp de 2 săptămâni cât a stat el în vacanță. Deci 2 săptămâni nu i-au găsit valizele, s-a întors acasă și după încă 1 săptămână de insistențe, valizele tot nu apăruseră. Și ca atare a decis să-și cumpere acest bilet, pentru ca să treacă direct de la terminalul plecări la preluarea bagajelor. Că vorbise, mă rog, se făcea o... aveai posibilitatea, înțeleg, prin selecție, nu toată lumea, puteau să le dădeau voie să intre acolo. Și zice, a petrecut o zi întreagă la aeroport, în așteptare, deoarece autoritățile permiteau doar unui număr limitat de persoane să intre în zona restricționată pentru bagaje și după care, în sfârșit, a ajuns în curtea miracolelor. Și zice, locul era plin de genți. Erau mii de genți peste tot. Am văzut că unele dintre bagaje erau din 15 iunie. Cred că era unul chiar din 2 iunie. Asta întâmplăsea la jumătatea lunii iulie. Da, 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 e incredibil. Vă imaginați, dar aș vrea să văd scena, știi, într-un film de ăsta post-apocaliptic. Un spațiu de ăsta în care sunt munți de bagaje și niște oameni căutând, știi, cum îți cauți rudele pierdute în urma unui cataclism, trântind bagaje de colo-colo. Ăsta e, Costele, ăsta e. Unde e Costele, bagajul meu? Și a reușit totuși să-și le găsească pe ale lui. Asta e mare lucru. Asta mi se pare tare, da. Dar rezultă că nici nu fusese le trimise, de fapt. Înțelegeți? Deci el și-a lăsat bagajele la bandă când a plecat în vacanță. Aia au făcut probabil filtru, le-au pus în zona de bagaje și după aia nu le-au mai luat de acolo. Și el 3 săptămâni a sperat să-i le găsească cineva și până la urmă și le-a găsit singur în același loc în care fusese repuse inițial. Da, 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 da. Nu, deci se întâmplă fel de fel de drame turistice în perioada asta. Și eu am o amică, a fost în Ibița. Da. Și a găsit un zbor prin Mallorca. A zburat de la București la Mallorca și de la Mallorca la Ibița. Astea cu transferul sunt foarte periculoase pentru bagaje în general. Da. Nenorocire. Și la întoarcere s-a dus bagajul, a rămas în Mallorca. Da. Și singura ei variantă acum, apropo de cetățeanul ăsta, este să-și cumpere un bilet de avion la Mallorca, să se ducă să-și ia bagajul, că i s-a spus clar că nu o să-i trimită nimeni niciodată bagajul de acolo, știi? Da. Se plătește o despăgubire, nu știu cât Dumnezeului, dar nu e mare lucru. Da, ce ori face cu toate bagajele alea? Nu fac nimic, problema e că nouă personal, ce să le facă? Da, la un moment dat o să le distrugă, la un nou personal de handling. Adică nu sunt oameni. Cererea, înțeleg că a crescut, este acum la nivelurile de dinainte de pandemie sau chiar mai sus. Și oamenii au fost dați afară pentru că, mă rog, s-au redus cursele și nu s-au așteptat la asta. Sunt totalmente depășiți. Păi da, dar sunt mii de bagaje, adică noi vorbim de câteva sute, vorbim de mii de bagaje. Da, pe toate aeroporturile. Nu erau pregătiți cu spații ca să le depoziteze. Nu știu că se întâmplă în toată lumea, dar în Occident, pe aeroporturile astea din Europa, pare să fie dezastru. La noi e mai bine, că noi spărăm mai puțin. Avem curse puține. Atunci, dar de la Tarom nici nu poți să dai pe nimeni niciodată afară. Și nici ca și de la aeroportul Otopeni. Da, cred că angajații sunt toți. Da, toți sunt angajați. Nu au fost reduceri. Chiar cred că s-au mai făcut ceva angajări. Cum se face de obicei? Adică în perioada de criză trebuie să avem grijă de oameni. Așa că îi mai angajăm la stat, nu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.